Hello, ce faceți? Inițial nu vreau să filmez iarăși de lângă flori, dar m-am gândit că n-ar strica să stau aici în fața laptopului ca să pot să-mi deschid și notițele cu privire la cărți, pentru că, da, astăzi vorbim despre cărți și vorbim despre ce am citit eu din februarie și până la final de iunie, da. Și asta pentru că n-am mai făcut nici un wrap-up de atunci, de la finalul lui ianuarie, din ce țin eu minte, cred că atunci a fost ultimul wrap-up și asta pentru că am avut câteva reading slump-uri așa din alea grotești, urâte, așa în care am avut săptămâni întregi în care nu m-am uitat la o carte, nu că n-am deschis o carte, nu m-am uitat în direcția unei cărți și nu-mi venea să deschid nimic și după aceea am avut alte perioade în care citeam, după care comandam iarăși cărți și am făcut prostia de a m-a apucat să citesc aproape toate cărțile pe care le-am comandat, da. Și asta pentru că eram atât de entuziasmată încât nu știam ce să fac cu mine în momentul ăla. Și până la urmă, acum pe final de iunie, totuși am mai rezolvat problema, am mai dat gata din ele, dar oricum Goodreads îmi spune că mai am încă 20 de cărți neterminate. Dar o să avem oricum și luna viitoare destul de multe cărți de vorbit, pentru că vreau să mai termin luna asta câteva, să vedem dacă îmi iese. Și da, am făcut o salată. Mega salată, mega, mega, mega salată, a fost foarte împrăștiată și de aia nu am avut ce să vă arăt efectiv la final de lună, că am citit cartea X sau că am citit cartea Y. Multe cărți le-am terminat random, așa. Astăzi să vă vorbesc despre 21 de cărți. Da, despre 21. Nu știu dacă am mai avut vreodată să vă vorbesc despre atât de multe cărți, ceea ce înseamnă că, dacă mă ajută matematic, am terminat 4,2 cărți pe lună, ceea ce nu-i cazul, că nu am terminat. Au fost luni în care, v-am zis, nici măcar nu m-am uitat în direcția unei cărți și au fost perioade în care am terminat 3 cărți într-o săptămână. Dar da. Dar având în vedere că citeam deja de 2 luni la cartea aia, să termin la cărțile alea, nu, să termin 3 cărți într-o săptămână, n-a fost greu. Bun, deci a fost foarte haotică și până la urma urmei este ok, este în regulă, ăștia suntem, așa trebuie să ne luăm așa cum suntem, trebuie să supraviețuim cu situațiile astea. Îmi doresc foarte tare să nu mi se mai întâmple situația asta pentru că n-a fost deloc plăcută. Subconștientul meu îmi spunea tot timpul, vezi că ai cărți neterminate, vezi că ai cărți neterminate, dar eu... ca o floricică așa, nu-l băgam în seamă, ceea ce mă făcea să fiu și mai stresată, să nu am chef să citesc și îmi prelungea reading slump-urile și de aia zic că nu e tocmai sănătoasă atitudinea mea. Îmi doresc să termin din ce zice Goodreads-ul, că am acolo determinat să termin cât mai multe. Nu știu dacă o să reușesc în iulie, că iulie este o lună de foc pentru mine, literalmente. Și nu știu dacă o să reușesc, dar încercăm. Bun, avem, cum am zis, 21 de cărți despre care să vă vorbesc, dintre care am aici Mulder, ăsta e Mulder-ul, fizic, cu cărți fizic, zice, și avem 2, 4, 6, 8, 10 sunt fizice și 11 sunt audiobook-uri, pentru că, așa cum v-am zis, am... intrat și în lumea Voxa și asta mă ajută că pot să mai fac și altceva în timp ce ascult cărți, dar nu toate cărțile pe care le-am ascultat sunt de pe Voxa. Voxa a venit acum în iunie, la final. Iunie? Da. La final și nu toate sunt de acolo. Dacă ai idee, dacă vreți să știți așa un rezumat al ratingurilor pe care le-am dat, am așa 2 cărți de o stea, 3 cărți, nu... o carte de 3 stele, pardon, invers, o carte de 3 stele, 13 cărți de 4 stele și 4 cărți sau 5 cărți, 5 cărți de 5 stele. Ceea ce înseamnă că, per total, dacă e să o luăm așa, chiar dacă mie mi-a mers destul de greu cu cititul, per total înseamnă că a fost o perioadă destul de bună. Am dat de cărți foarte bune și nu numai foarte bune și o să facem ce facem în fiecare... clip cu wrap-up. Întoarcem Mulder-ul, dacă îmi și iese de data asta, că e mare. Așa. Ca să ajungem la ele în ordine. Și începem, pentru că avem mult de vorbit astăzi. So, țineți-vă bine. Începem cu primul roman grafic pe care l-am citit în viața mea, mă rog, cel puțin în viața mea de adult, și anume Sandman, de Neil Gaiman.
Cartea asta care este practic o carte ilustrată, știu că sunt oameni care nu gustă genul ăsta de cărți și eu aveam preconcepții și prejudecăți legate de cărțile grafice și trebuie să zic că asta mi-a plăcut destul de mult. Sandman este acel personaj pe care bănuiesc că majoritatea îl știți din serial. Eu am început odată serialul și mi s-a părut boring. Așa, și după aceea când citeam cartea am făcut legătura cu serialul. Acum, pentru că am citit romanul ăsta sau prima parte, pentru că sunt mai multe volume cu Sandman, acum că am citit pe asta, o să încerc să mă mai uit la serial, dar nu știu, nu promit că să se întâmple prea curând. Este vorba despre acel personaj mistic care controlează somnul, după cum știți, și care la un moment dat este răpit de niște oameni care de fapt ar vrea să răpească moartea, dar dintr-o eroare greșită. Îl răpesc pe el și îl țin sechestrat foarte, foarte mult timp și de acolo se dezlănțuie niște lucruri. El reușește până la urmă să manipuleze pe cineva, scapă și se întâmplă tot felul de lucruri pentru că în lipsa lui, evident, lumea n-a mai fost la fel. Pe lângă asta, lumea muritorilor a fost întoarsă cu sus în jos pentru că unii nu puteau să adoarmă, el fiind zeu somnului, și unii au rămas într-un somn profund pentru o perioadă foarte lungă de timp. Cei care nu puteau să adoarmă cam începeau să aibă probleme, da. Mi-au plăcut ilustrațiile, nu sunt ilustrații, nu știu cât de bine se vede, dar nu sunt ilustrații de copii, da? Adică nu sunt ilustrații pentru din alea de aveam noi în... Eu am avut, odată țin minte că am avut o bandă desenată cu Mickey Mouse, da, și cu Donald. Nu sunt genul ăla de ilustrații. Știți? Sunt niște ilustrații, niște e o grafică clar pentru adulți sau pentru persoane care gustă genul ăsta de materiale și înțeleg de ce pot să gust treaba asta acum intrând și eu. Știu că mi-a mai recomandat Carmen, mi-a mai recomandat o serie foarte frumoasă de romane grafice. Nu știu dacă mă voi mai aventura în ceea ce privește romanele grafice, mi-a plăcut asta, i-am dat 4 stele, mi-a plăcut povestea în sine, cred că o să cumpăr și volumele următoare, nu știu deocamdată, nu sunt hotărâtă. Singura mea mare problemă cu cărțile astea și de asta zic că nu știu dacă voi mai cumpăra astfel de, este că pentru mine scrisul ăsta... Nu știu cum îl vedeți voi, dar scrisul ăsta este foarte mic pentru mine și m-am chinuit destul de mult să intru, deci eu așa citeam, știți, la modul ăsta, asta era distanța mea de citire și să stau cu telefonul să-l folosesc pe post de lupă mă enervează, știți, nu-mi place că îmi strică din vibe-ul de citit, dar da. Nu. Așa, nu știu, e greu pentru mine cu cititul, știți, din cauza asta și nu știu dacă voi mai cumpăra romane grafice, dar ăsta mi-a plăcut și mai ales fiind de Neil Gaiman, care știți că este unul din autorii mei preferați, chiar dacă scrie cărți pentru copii, preadolescenți, adolescenți și așa mai departe. Bun, o carte care încă are semnul de carte rămas în ea, pentru că atât de tare mi-a plăcut, și care era o carte suspendată, așa rămasă pe Goodreads la mine cu suspendată, Sfaturi de viață, de René Safranski. Sfaturi de viață de la editura 3. Cartea asta, v-am zis, o aveam suspendată așa și este vorba despre o tipă care se mută într-un orășel izolat după divorț ca să poată să-și revină după trauma divorțului și la scurt timp după ce s-a mutat ea acolo, ce credeți, și fostul ei soț cu actuala lui soție se mută acolo, toate bune și frumoase până în momentul în care cei doi apar morți, adică au stat morți, așa. Și, bineînțeles, prima suspectă este ea, pentru că toată lumea o vedea ca fiind o persoană geloasă care n-a putut să treacă peste divorț. Nu, asta este începutul, asta e intriga. E o carte de care v-am mai zis eu de ea, n-am putut să o termin. Asta este un DNF, de fapt, pentru că, și de-aia are o stea, pentru că n-am putut să o termin. Este, scrisul este atât de plictisitor pentru mine. Intră niște întrerupe, fiecare acțiune este întreruptă de câte o amintire care este descrisă cu lux de amănunte inutile, care te duce la o altă amintire, care nu știu ce. Deci nu mai pot cu rațele ei
pe care le-a văzut pe baltă, care i-au amintit de data când a trecut pe acolo și rațele erau nu știu cum și făceau nu știu ce și care timp în care ea făcea nu știu ce cu nu știu ce, că așa. Deci, efectiv, n-am putut să trec peste asta, peste detaliu. Ăsta m-a obosit foarte tare, nu pot să vă zic mai multe, poate să fie un roman bun, teoretic ar trebui să fie un thriller, ar trebui să fie un roman bun, nu știu dacă este, nu pot să vă dau mai multe informații, o să treacă în categoria de cărți pe care poate cândva o să le revizitez, poate o să-mi treacă supărarea pe cartea asta și o să le revizitez și poate atunci am să pot să trec peste și să nu mă mai supere și să o citesc și să vă dau mai multe informații. Apoi, în timp ce îmi vopseam pereții care la voi se văd cu precădere negri, dar știm foarte bine că sunt albaștri, un albastru așa închis, ascultam Red Queen de Victoria Aveyard, un roman distopic care a fost foarte, foarte popular pe la începuturile mele pe YouTube, adică acum vreo 10 ani. A fost foarte, foarte popular, nu am apucat niciodată să citesc cartea aia, nu am ajuns niciodată la ea, deși mi-am propus și mai ales că era populară și foarte multe persoane recomandau cartea aia. Este vorba despre o lume distopică în care, evident, avem parte de o societate nouă în care oamenii sunt împărțiți în două grupe. Silver Blood, adică sânge argintiu, și Red Bloods, adică sânge roșu. Silver Bloods erau cei care aveau niște puteri speciale. Ei erau oamenii care aveau niște puteri supranaturale și evident erau la conducere. Erau evident clasa conducătoare și ei dictau regulile. Pe când Red Bloods erau cei care erau servitorilor. Pe ei îi foloseau, pe ăștia cu sânge roșu, îi foloseau strict pentru aia războaie, pentru a le fi servitori, pentru a le face muncile astea de zi cu zi. Erau niște oameni din ăștia simpli. Problema apare în momentul în care personajul nostru principal, care are un nume foarte ciudat, și anume Mayor, mă rog, este o prescurtare, este un diminutiv de la numele ei întreg, care ar fi Mayor sau ceva, nu mai știu. Anyway, ea ajunge în situația în care își dă seama, sau ea și cei din jurul ei își dau seama că face parte din rândul celor cu sânge roșu, doar că are niște puteri supranaturale care ar fi de altfel din partea celor cu sânge argintiu. Și este luată la palat, este cumva, se încearcă o situație din asta de a fi ascunsă, se încearcă să o integreze, să o dea drept ca fiind Silver Blood. Mă rog, se întâmplă acolo o grămadă de lucruri, nu pot să vă dau prea multe, că v-aș da prea multe spoilere care sunt importante pentru acțiune. Cert este că pentru ea situația se termină destul de tragic, cartea se termină destul de tragic. Acum, la nivel de distopie, este genul ăla de distopie stilul Hunger Games, Divergent, știți genul ăla, Delirium și așa mai departe, știți toate seriile alea care erau prin 2013 populare, 2013-2014, chiar pe vremea erau populare. La nivel de serie de genul ăla este ok, mi s-a părut ok, scrisă ok, dinamic. Dacă e să mă întrebați pe mine, Mer, asta mi s-a părut puțin cam stabilă psihică, ca să zic așa, doar spre simplu fapt că, în ciuda faptului că este o tipă aparte, se cunoaște din start că este o tipă aparte, e cumva, nu se poate decide și parcă are și doze de imaturitate. Bănuiesc că asta a fost un lucru cumva făcut intenționat astfel încât să se poată construi personajul și să existe o evoluție a personajului, dar nu știu, pe alocuri mi s-a părut puțin cam prea imatură. Evident, sunt foarte multe lucruri, fiind o distopie de tipul ăla, cum am zis, 2013-2014, care nu prea au sens, sunt multe lucruri care n-au sens, așa, există acolo o societate secretă ascunsă în care ajunge și ea să pătrundă și la un moment dat se întâmplă o lovitură de stat, am zis, nu, gata, nu vă mai dau mai multe spoilere, cert este că, deși cred că toată lumea știe de seria asta, deși și cumva ea mi se pare pe de o parte
conștientă de faptul că este specială și că totuși e diferită și că ar putea să se folosească de lucrul ăsta, dar în același timp este cumva temătoare și are și o doză de naivitate așa care m-a cam enervat, dar per total mi-a plăcut. I-am dat 4 stele, am început să ascult și Glass of Swords, sau nu știu cum se numește, volumul 2, dar m-am oprit pe la jumătate, deci știu despre ce e vorba, că de-aia încerc să nu vă dau prea multe spoilere, ca să nu cumva să vă dau din partea a doua. Așa, deci ăsteia am dat 4 stele și a fost ok. Nu știu ce să zic despre volumul 2, că de-aia v-am zis că am început să ascult volumul 2 și m-am oprit la jumătate, că nu prea m-a... Da, cred că la final de lună totuși o să mă forțez să vin cu, fiind audio, că o ascult în varianta audio, o să mă forțez să vin cu un verdict final pentru volumul 2, pentru că mi se pare puțin prea tras de păr, prea lungit, așa doar de dragul de a mai scrie ceva și sunt multe lucruri care n-au sens acolo. Apoi tot în varianta audio, pentru că v-am zis, eram cu camera împrăștiată pe aici ca să zugrăvesc, să fac pereții ăștia, să-i transform din albi negri. Am ascultat The Power of Positive Thinking, căreia i-am dedicat deja un clip separat și pe care o să vi-l linkuiesc în descriere dacă vreți să ascultați mai multe păreri despre cartea asta, că nu o să vă dau foarte multe informații de dragul timpului ca să trecem și la alte lucruri mai interesante. Cartea este scrisă de Norman Vincent Peale. Nu știu cum se scrie, se pronunță. Este o carte cumva fundamentală la tot ce este acum în materie de self-help. Da, este o carte de self-help, știu, nu vă dați ochii peste cap. Multă lume acum în ziua de astăzi a ajuns să-și dea ochii peste cap când vorbește de cărți de self-help. Sunt printre ele și lucruri bune, asta fiind una dintre cărțile simple și bune. Dacă n-ați avut niciodată contact cu zona asta de self-help și este bine, și dacă nu știți cu ce să începeți sau dacă vreți să o teorie despre pozitivitate, despre optimism, despre cum să îți manageriezi cumva gândurile, ăsta este un ghid foarte bun. Este o cărticică foarte scurtă, foarte simplă, foarte ușor de ascultat, care îți dă exact niște pași prin care să devii mai pozitiv și sunt chestii normale, nu aia cu visează la stele și nu știu ce, sunt chestii normale de bun simț pe care toată lumea ar trebui să le facă ca să se simtă mai bine și să fie mai pozitiv. Nu este genul ăla de carte de self-help scrisă de dragul de a fi scrisă. Deci asta chiar mi se pare că are o utilitate. I-am dat și ăsteia 4 stele ca să nu o încurajăm prea tare, că după aia ne sar iară cărțile de self-help în cap, glumesc. Nu, i-am dat 4 stele că atâta mi s-a părut că merită, pur și simplu. Sunt altele de self-help cărora nu le-aș da nicio stea. Apoi avem How to Take Smart Notes, o altă carte care mi-a plăcut foarte tare, care la fel i-am dedicat un clip separat și la fel o să vă las în descriere link-ul. How to Take Smart Notes, din păcate în România nu se găsește în varianta în română, tradusă, nu este decât în engleză și în engleză din păcate costă destul de mult, cel pe unde am găsit-o eu sare de 100 de lei. I'm sorry, dar credeți-mă că și dacă o ascultați în varianta audio sau dacă luați niște notițe despre ea sau căutați informații despre ea și nu aveți toată cartea la dispoziție, este o carte foarte bună, este o carte absolut minunată pentru cei care învață, pentru cei care sunt la școală sau urmează să fie la școală, pentru cei care au de luat foarte multe notițe în diferite domenii de activitate sau pur și simplu, dacă citiți și vă place să citiți mult și ca și mine vă place să aveți notițe, să vă puneți tot felul de... În asta n-am pus... Să vă puneți tot felul de din astea ca amintire. Ca să fiți mai siguri că veți ajunge la lucrurile astea pe care vi le-ați însemnat și că lucrurile astea chiar vă vor fi utile, vă învață un sistem care se numește Zettelkasten, cred, nu știu, nu-l pronunț corect pentru că germana mea este sub nivelul mării, și un sistem care a fost inventat de un german, de Nicolas Lupin, dacă putem că puteți să credeți, da, așa-l chema săracul,
Și care este un sistem prin care să-ți interconectezi toate notițele pe care le iei. De exemplu, dacă citești filozofie, să poți să interconectezi toate notițele tale din filozofie, ca atunci când scrii un referat, un eseu sau ceva despre filozofie, să găsești foarte repede toate informațiile alea. Este o metodă foarte, foarte frumoasă. Evident că Nicolas Lupin făcea treaba asta, nu știu, prin... ce, nu mai țin minte exact perioada, cred că pe la începutul anilor 1920 ceva, cred, parcă așa, dar după aceea el făcea toată treaba asta pe hârtie, dar acum avem sisteme online prin care poți să faci treaba asta mult mai ușor și să-ți interconectezi notițele, și eu fac treaba asta și este atât de frumos că poți să-ți aduni un fel de arhivă a ta personală cu toate impresiile tale și cu toate lucrurile pe care le citești și să ai așa un record, ca să spunem, o arhivă în care efectiv îți ții toate notițele și ele sunt interconectate. Este o carte foarte, foarte utilă. Cum ziceam, eu genul ăsta de cărți le introduc nu la categoria de self-help, că nu are ce să fie self-help aici, ci este o carte care chiar te învață niște lucruri foarte, foarte importante și vă recomand să faceți cumva să o găsiți ori în format audio, ori în format fizic, ori să găsiți pe internet fragmente din ea, ori să luați efectiv un rezumat de pe net, pentru că vă ajută. Trust me. Și ăsta i-am dat 4 stele din 5. După aceea am zis de sfaturi de viață, am zis. Apoi urmează Project Hail Mary, o carte SF. Nu prea citesc cărți SF, dar asta este o carte pe care anul trecut am văzut-o prin foarte multe fără în clipuri și mi s-a părut interesantă și am dat întâmplător de audiobook cu ei și zic, ia mă, hai să vedem despre ce este vorba, deși eu intenționam să o cumpăr fizic și încă mă mai bate gândul, pentru că a fost o carte foarte, foarte, foarte drăguță, cu un extraterestru foarte, foarte, foarte drăguț. Dar, da, interesantă. Este vorba despre un tip care este astrofizician, cred, dacă am înțeles eu bine, nu știu, că nu prea mă pricep la denumirile astea ale lor și la tot felul de titulaturi din astea pe care le au americanii, care este cooptat la un moment dat într-un proiect care se numește Project Hail Mary, fiindcă soarele este pe punctul de a apune. Doar că s-a găsit motivul pentru care apune soarele și pentru care riscă pământul să moară, pur și simplu și implicit umanitatea să moară, și s-a declanșat acest Project Hail Mary prin care să se ducă cineva până aproape de soare, să ia niște mostre de din chestiile care omoară soarele și să găsească o soluție, să facem cumva, să găsim o soluție pentru a salva planeta, pentru a salva pământul. Toate bune și frumoase, că domnul ăsta ajunge, care între timp ajunsese profesor de liceu, ajunge, sau nu, de gimnaziu, la copii din ăștia micuți era profesor, și ajunge să fie cooptat în echipă, ajunge chiar și în spațiu și acolo se întâlnește cu un extraterestru de pe o altă planetă, relativ vecină cu Pământul, care și el se confruntă cu aceeași problemă. O parte din carte este cu pregătirea plecării pentru această expediție și parte din carte este cu conexiunea pe care Ryland, parcă îl chema pe tipul ăsta, parcă Ryland sau Ryan, ceva de genul ăsta, o are cu marțianul, de fapt nu e marțian, e extraterestru, și care... și cum se conectează ei și cum stabilesc ei o legătură de comunicare și cum stabilesc că de fapt scopul lor este comun și se împrietenesc, efectiv se împrietenesc. Cred că unul din mesajele principale ale acestei cărți este că prietenia poate exista beyond the limits, adică care transcede anumite limite, chiar absolut toate limitele de comunicare, de înțelegere, și dacă vrei neapărat, prietenia poate să existe și peste aceste limite. Și de asemenea este și un mesaj acolo despre puterea sacrificiului, chiar și despre puterea sacrificiului neintenționat, pentru că Ryland sau Ryan, cum ziceam, nu prea vroia să se ducă în proiectul ăsta, dar se întâmplă ceva și ajunge el acolo în loc să ajungă alții. Așa.
Și da, a fost foarte, foarte frumos și apropo, o fază foarte haioasă despre marțian, tot marțian îi zic, extraterestru, nu era de pe Marte, era de pe altă planetă, ca să fie marțian. Despre extraterestru este că avea tendința să spună, mai ales cuvintele scurte, să le repete de 3 ori. Yes, yes, yes. No, no, no. Ceea ce îl făcea să pară foarte funny în audiobook. Și de-aia, este o carte SF care mi-a plăcut chiar foarte, foarte tare. I-am dat 4 stele pentru că m-a zăpăcit efectiv la un moment dat cu niște calcule din astea fizice și cu probleme din astea de teoria relativității cu spațio-temporale. Eu încă n-am înțeles treaba asta cu timpul care poate să fie într-un fel aici, într-un fel, în partea cealaltă altfel, adică încă mi-e foarte greu să pătrund partea asta cu teoria relativității și e cumva cartea se leagă de treaba asta și sunt destul de multe detalii din astea care cumva la un moment dat mă pierduseră, dar trecând peste ele, povestea în sine, mesajele din spate foarte frumoase, capitolele sunt alternate, adică sunt capitolele în care se pregătește plecarea către soare și sunt capitolele în care este deja aproape de soare și se apucă de treabă. Și da, e foarte, foarte faină și dacă vă plac SF-urile sau în general cărțile de gen, în genul ăsta, chiar vă recomand. Mie nu plac, nu sunt genul meu, nici filmele SF nu prea mă încântă, dar asta a fost o carte foarte, foarte bună. Apoi, din cartea asta, pur și simplu automat, mi s-a deschis un alt audiobook despre budism. Budismul fiind un subiect pe care eu personal vreau să-l aprofundez și pe care vreau să-l atac mai intens așa și să-l studiez mai intens. De mult timp mi-am dorit treaba asta și tot timpul am zis stai că nu acum, stai că nu e suficient timp, stai că n-am timp să mă concentrez, am găsit tot timpul scuze și acum deschizându-mi se cartea asta așa random, audio, tundeam iarba, ca să știți, știi? Tundeam iarba și aveam numai căștile în urechi, telefonul era undeva departe și s-a deschis cartea. Zic, hai mai să ascult. A fost și o chestie foarte scurtă, că cred că e mai degrabă o broșurică sau o carte, ceva din asta super scurtă. Și am ascultat-o și îți dă niște noțiuni din astea basics despre budism. Lucruri pe care poate un începător nu le știe. Multe lucruri le știam, dar în egală măsură mi-a și scuturat așa, mi-a și șters niște preconcepții pe care le aveam despre budiști. Pentru că în egală măsură și budismul, ca și orice altă religie, are și o formă din asta extremistă, care te face să crezi că e ceva în neregulă cu ea, când de fapt nu e. De fapt, lucrurile sunt mult mai simple, este o chestie mult mai simplă și mult mai în acord cu natura și în echilibru cu natura și de fapt ăsta este cuvântul de bază al budismului și anume echilibru și liniștea în general. Adică trebuie să fii în echilibru cu tine, cu natura, cu toate cele și asta nu presupune neapărat să-ți calci pe suflet ca să faci anumite lucruri. Mi-a plăcut foarte tare pentru că mi-a deschis apetitul pentru a studia și mai mult treaba asta, oricum aveam de gând, dar v-am zis că mi-a plăcut și v-am povestit despre ea într-un daily vlog. Acolo vă spuneam că nu e neapărat considerat budismul în sine, nu e neapărat considerat o religie, ci o practică pe care o poți face indiferent de religia pe care o ai sau ce faci. Pentru că până la urma urmei, religiile astea în fond și la baza lor cam toate au același concept acesta de echilibru, doar că după aceea, prin surse de manipulare, prin tot felul de alte tehnici, prin alte lucruri, s-a ajuns unde s-a ajuns în zilele noastre și nu elaborăm acum că nu despre asta e vorba, dar mie mi-a plăcut foarte tare și chiar m-a făcut să mă gândesc foarte mult și la multe aspecte, nu numai neapărat astea legate de religie și cumva îți aduce un calm interior foarte, foarte benefic și pe care cumva îl cauți și pe care îl aștepți ascultând lucrurile astea, pentru că îți dai seama că de fapt omul în sine, ca ființă spirituală, către asta ar vrea să tindă, nu către tot felul de alte bazaconii pe care ni le bagă alții în cap și pe care ni le spun alții că ar trebui să le credem. Da, deci să văd dacă mai găsesc audiobook-ul și vi-l linkuiesc în descriere în caz că vă interesează. Da, este în engleză. Apoi am ascultat
master your emotions, căreia eu îi spun tot tipul un bun manage your emotions, tot în vlogul ăla în care vorbeam și despre budism, am vorbit și despre cartea asta și în loc să-i zic master your emotions, i-am zis de fiecare dată manage your emotions, because, na, eu am o problemă cu manageriatul. Așa, masterul your emotions înseamnă cu un pic altceva, un pic ceva next level, ca să spunem așa. Și este o carte foarte practică. Asta este o carte de self-help, dar tot așa este o carte practică. Nu este carte din aia de visez la stele. Și v-am zis că eu am ascultat tot așa prin grădină, făcând diverse și îmi dădeau, știți, beculețe din alea cu tring, 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 da, e bine, e bine, e bine. Și îmi suna foarte bine ce auzeam acolo în cartea aia. Atât de bine încât m-am gândit să o reiau ca să o pot lua notițe din ea, fiindcă ascultând o audio și făcând treabă nu am cum să-mi iau notițe. Dar e genul ăla de carte pe care trebuie să stai să o asculți. Din fericire nu e lungă, dar trebuie să stai să o asculți și efectiv să ții notițe. Cartea în sine vine și cu niște workbook, un caietel în care să faci niște exerciții, pentru că autorul îți dă niște exerciții de făcut. Sunt niște exerciții prin care, unul, să-ți descoperi personalitatea în care nu știi, să îți faci o evaluare concretă și obiectivă a vieții tale, să îți manageriezi, îți spune cum să-ți manageriezi ego-ul, care este un subiect foarte, foarte important, la care în ziua de astăzi nu ne gândim, pentru că ego-ul, noi ne gândim că la ego ca la egoism. De fapt, ego-ul nostru este altceva decât egoism și multă lume se gândește că ego au numai narcisiștii. Ori nu, ego avem cu toții, doar că nu știm să-l recunoaștem și cei mai mulți suntem conduși de ego. Când ținem morțiși să câștigăm o bătălie a argumentelor doar pentru că așa ne place nouă și pentru că considerăm tot din adinsul că nu noi avem dreptate, acolo vorbește ego-ul, nu vorbește narcisismul din noi neapărat. Știți? Și sunt foarte multe elemente din astea practice pe care le poți lua notițe prin exercițiile alea și poți să îți reevaluezi situația și poți să-ți reevaluezi viața și felul în care gândești. Iarăși mi se pare că este genul ăla, chiar dacă este carte de self-help, este o carte din aia practică care chiar te ajută. Și vi-o recomand cu mare, mare drag. Nu știu dacă se găsește la noi, nu m-am interesat. Dacă o găsesc, o pun în link. O îi las link în descriere. Nu știu dacă o găsesc neapărat la noi, dar îi las link în descriere în cazul în care se găsește. Apoi, o altă carte care mi-a plăcut la nebunie și care i-am dat din star 5 stele, tot audio. Da, vedeți, a fost un șir așa de audiobook-uri. Astea au venit în perioada aia în care nu prea aveam chef să citesc fizic. Este Seneca despre mânie, dar partea și mai frumoasă, că o să vreau să am și cartea fizică, dar partea și mai frumoasă este că audiobook-ul este pe YouTube și o să vi-l linkuiesc cu siguranță. Audiobook-ul este narat de nimeni altul decât de Victor Rebenjuc, care știți că Victor Rebenjuc are acea voce specială și frumoasă și narează atât de frumos încât efectiv zici că vorbește Seneca cu tine. Este absolut minunat narată și vi-o recomand să o ascultați pentru că este superbă. Și în despre mânia lui Seneca sunt niște lucruri de bun simț. Sunt niște lucruri atât de simple și de comune și de la îndemâna toată lumea gândește lucrurile astea, doar că cei mai mulți dintre noi nu le punem în cuvinte. Că de-aia v-am spus eu într-un daily vlog anterior că dacă vreți să începeți vreodată cu filozofia și v-ar tenta treaba asta, începeți cu Seneca. Pentru că este foarte digerabil, este foarte ușor, vorbește într-un limbaj normal, firesc, uman și cu un limbaj din ăsta pe care toată lumea îl poate înțelege și efectiv dă glas și dă viață gândurilor pe care cei mai mulți dintre noi le avem. Eu nu pot să spun că ce am ascultat în cartea asta nu am gândit deja, doar că multe lucruri nu știam să le pun în cuvinte. Poate unele le puneam în cuvinte, dar cele mai multe nu le puneam în cuvinte. Și este, practic, esența cărții este despre cât de tare ne afectează existența, mânia, pe care Seneca o traduce în mai multe feluri,
Și cum noi ne lăsăm purtați și ghidați în viața noastră și cât de rău ne face mânia. Și Doamne Dumnezeule, dacă mai multă lume ar citi sau ar asculta cartea asta, cât de bine ne-ar fi la nivel social, deci cât de bine ne-ar prinde cartea asta, dacă în loc de mai trei Camil Petrescu și alte bazaconii, am avea în liceu treaba asta și am discutat lucrurile astea cu tineri care sunt în formare și a căror hormoni oricum joacă bambilici pe acolo și care sunt nehotărâți și care oricum cred că a te bate este cel mai cool lucru din lumea asta. Cât de mult ne-ar folosi, cât de mult ne-ar ajuta dacă, jur că dacă aș fi profesor, nu știu, de orice materie la liceu, eu aș da cartea asta ca lectură obligatorie. Adică nimeni n-ar merge la mine la clasă dacă n-ar citi Seneca despre mânie. Da, pentru că sunt niște lucruri de bun simț care rămân cu tine, pe care le gândești, care n-au cum să nu te ajute. Și n-ai cum să nu le înțelegi. Și de-aia vă recomand cu mare, mare drag să-l ascultați, mai ales pe Victor Rebănciuc cu Seneca, despre mânie și evident i-am dat cinstele că nu se putea, adică a fost fapt. Apoi, o altă carte foarte bună pe care la fel aș da-o ca lectură obligatorie în liceu este Ferma animalelor de George Orwell. Automat a intrat și asta în favoritele mele pentru că felul în care îți explică un sistem totalitar, cred că trebuie să fii imbecil. Efectiv, trebuie să fii retardat mental, să ai o boală psihică, să nu o înțelegi. Deci ăsta e singurul mod prin care tu nu ai putea să înțelegi că îți vorbește despre un sistem totalitar și ce face sistemul totalitar din tine și cum te manipulează și cum te manevrează, ca să zicem, să vorbim în termeni academici, și cum se folosește de tine pentru beneficiile celor câțiva oligarhi care sunt la putere. Deci asta este Ferma animalelor în esență. Bănuiesc că oricum toată lumea știe. Eu o văd ca pe o fabulă prin care Orwell se folosește de niște animale de la o fermă care preiau controlul fermei, devin independente și încep să muncească. Scopul lor inițial erau să fie independente, să fie niște animale libere, doar că se întâmplă acolo o răsturnare de situație, să conducătorul lor este alungat și pentru că oamenii, sau mă rog, animalele, așa, mi-a fost foarte greu să fac extrapolez cu animalele pentru că este atât de reală povestea încât ți-e greu să extrapolezi, să rămâi în lumea animalelor. Animalele au ajuns să aibă un alt conducător care devine un dictator, practic, și în timp vezi cum acea pseudo-libertate pe care ar fi avut-o, pe care o întrezăreau ei, se transformă într-un sclavagism efectiv. Și asta este, asta e esența lui Orwell și a Fermei animalelor și v-am zis că una din preferatele mele, una din replicile mele preferate este că toată lumea trebuie să vină să muncească, dar nu e obligată toată lumea, adică nu e nicio problemă dacă nu vine toată lumea, dar cei care nu vor veni nu își vor primi în rația de mâncare întreagă. Adică cum nu mă obligi? Nu mă obligi fizic, dar mă obligi prin resursele pe care mi le aloci, da? Și o să vedeți acolo cum urcă pur și simplu, trece de la un stadiu în care le este bine, după aceea începe să le fie rău, după aceea începe să le fie și mai rău, și mai rău, și mai rău, și mai rău, până când animalele se obișnuiesc cu răul suprem și zic, a, păi așa, asta e soarta noastră, așa trebuie să ne ducem crucea, efectiv, cam așa s-ar traduce lucrurile. Ceea ce, dacă vă aduceți voi bine aminte, cam asta era și discursul pe care l-aveau bunicii noștri și cam ăsta e discursul pe care l-au foarte mulți oameni, în specie săraci, de la țară și nu numai, cam ăsta e discursul lor. Și iarăși, un punct esențial, vital, din punctul meu de vedere, este despre educație. Se vorbește mult aici și despre educație, despre cum animalele au niște 10 reguli, cum ar fi un fel de 10 porunci, doar că în timp, pe măsură ce oligarhia asta și sistemul ăsta autoritar se schimbă și devine din ce în ce mai autoritar, regulile alea încep să se schimbe, adică poruncile alea încep să se schimbe și poruncile alea încep să nu se mai aplice pentru toată lumea. Dar animalele, nefiind educate la fel ca porcii care erau conducătorii,
animalele nu-și dau seama de treaba. Cele câteva dintre ele care încep să încearcă să-și dea seama și care parcă au o vagă senzație că, mă, parcă nu așa sunau regulile astea la început, sunt întoarse din drum, sunt păcălite de ceilalți. Și îți dai seama cât de importantă este educația, formarea unei opinii clare, concrete, cât de important este să fii elocvent în ceea ce cunoști și știi și discuți. Și de aia zic, este o carte pe care eu personal aș da-o ca lectură obligatorie. Păi da, dar școala noastră nu are interesul de a scoate copii deștepți sau oameni deștepți, normal. Și atunci, ce să facem? Da, vă recomand să o citiți. Dacă n-aș citit-o până acum, citiți-o, că nu e, unu, că nu e groasă, și doi, chiar e o carte care te pune să te gândești iarăși, să discută mult despre cât de util ești în societate. Și dacă vreți, puteți să faceți paralela asta inclusiv cu companiile din ziua de astăzi care vă storc, vă muncesc până nu mai puteți, vă storc de ultima doză de energie și în momentul în care ați clacat, vă scuipă, vă aruncă, nu mai sunteți buni. Ei, cam așa se întâmplă și cu animalele care muncesc la fermă. Urmează cele trei fiice ale Evei de Elif Shafak. Asta a fost o carte pe care am avut-o la Book Club, despre care, apropo, nu v-a spus nimic, dar să știți că dacă vreți să vă înscrieți în Book Club-ul nostru, vă așteptăm cu mare drag. Aveți link în descriere. Și cele trei fiice ale Evei. Este o carte foarte populară și Elif Shafak este o autoare, de altfel, foarte, foarte populară. Am auzit multe despre ea, foarte hăipuită în sine autoarea și cartea asta. O să vă zic din start că i-am dat 3 stele, că nu prea m-a, nici acțiunea nu prea m-a încântat, nici nu prea m-a așa, da, mi-a luat foarte mult să-mi dau seama de unde vine titlul. Abia spre final mi-am dat seama de unde Dumnezeu vine titlul ăsta, cele trei fiice ale Evei, că de fapt este vorba despre o tipă care locuiește în Istanbul, este căsătorită, are copii și care își cumva printr-un prisma unui eveniment care îi se întâmplă începe să rememoreze niște acțiuni care s-au întâmplat pe vremea când ea încercase să se ducă să-și facă studiile la Oxford. Și se întâmplă ceva acolo, este o mică idee de cumva de o relație din asta interzisă între student și profesor, dar nu e dusă până la capăt, adică doar a atins puțin apa așa cu picioarele în subiectul ăsta, dar nu s-a dus până la capăt. Da, e cumva, v-am zis, pentru mine a fost fără sare și fără piper în multe evenimente. N-a fost neapărat rea, că de-aia i-am dat 3 stele. N-a fost o carte rea și nu este o carte rea. N-am perceput-o ca fiind o carte rea, ci nu știu, mi s-a părut că e destul de moderat așa. Vorbeam cu fetele la Book Club și una dintre ele mi-a spus, păi da, da, gândește-te la contextul politico-istoric al Turciei și când a fost scrisă cartea asta și cum s-ar percepe cartea asta. Chiar și așa, nu mi se pare că a avut, nu știu, prea mare, nu știu, nu văd hype-ul din spatele ei, știți? Chiar și pe fondul politico-istoric pe care îl are Turcia și pe fondul politic în ceea ce le privește pe femei în Turcia, că hai să fim serioși, că nici acolo nu e bine, deși să laudă ei că le e bine la femei, nu, nu le e bine deloc. Așa. Și da, se discută mult despre traume, se discută mult despre familie și despre unitatea familiei și despre familii din astea dezbinate și despre vicii și se discută mai multe. Finalul este unul deschis. Eu n-am înțeles de ce l-a lăsat deschis. Este un final deschis, lăsat deschis intenționat din rațiuni pur de marketing. Din punctul meu de vedere. Adică nu e că să te lasă pe tine să visezi. Nu, e strict o rațiune de marketing să vadă dacă cartea asta are potențialul de a continua în cazul în care are suficient hype. Sau dacă mai vrea autoare vreodată să se lege de ea. Pentru că, da, nu știu exact ce se întâmplă. Sunt acolo niște lucruri și niște frământări din astea ale personajului principal care mi s-au părut puțin fără sens. Unele din acțiunile și frământările eroinei principale mi s-au părut puțin fără sens. Adică, pe cine mai interesează că tu, sau cine își mai bate capul cu zvonuri cum că tu ai fi avut vreo relație
nu tocmai ortodoxă cu profesorul tău din facultate, tu având deja, fiind trecută de 40 de ani, având copii, fiind căsătorită și toate cele, și pe cine mai interesează chestiile astea sau cine se mai preocupă de lucrurile astea, de ce să te mai frământe faptul că unii credeau că ai avut o relație cu profesorul sau chestii de genul ăsta, știți? Adică pentru mine n-au sens lucrurile astea, chiar dacă vorbim de turci sau de Turcia. Așa, nici acolo nu cred că interesa pe nimeni pentru că nu avea nicio treabă. Bun, următoarea carte, iarăși a intrat în favoritele mele și iarăși e o carte pe care eu aș da-o ca lectură obligatorie. Știu, o să mă înjure multe lume. I-am lăsat și multe însemnări aici. Am așa apucat să vi le citesc, dar rămânem 1000 de ani dacă încep să vă citesc, aș fi virus să vă citesc câteva chestii din ea. Fahrenheit 451, o carte care este bine cunoscută, este clasică în literatura universală și pe care, iarăși, cred că toată lumea ar trebui să o citească, mai ales românii și mai ales în contextul în care asta este o carte distopică, dar a cărei urmări noi le trăim. Pentru că și aici, ca în orice carte distopică, avem o parte de un sistem totalitar care, în primul rând, ca orice sistem totalitar, vrea să elimine cunoașterea sau educația. Pentru că de ce ar avea un sistem totalitar nevoie de oameni inteligenți și de oameni deștepți? Nu? Normal că nu. Și atunci, ce face? Ordonă să se ardă cărțile. Vă aduce aminte de ceva? Bun. Și 451 este temperatura Fahrenheit la care arde hârtia efectiv și în acest sistem totalitar, pompierii, în loc să stingă focurile, îl aprind cu cărți, da? Cu cărți interzise. Bineînțeles, mai sunt și cărți permise, este o societate din asta ultra avansată. Cartea a fost scrisă prin anii 50, nu știu că tot încerc să corelez cu anul în care a fost născută mama. În 53, deci are fix 70 de ani cartea asta și a sărbătorit a 70-a aniversare cartea asta și culmea, noi trăim efectele unei astfel de societăți în care cărțile au fost arse. Avem ca personaj principal un pompier care are la un moment dat un zvâc din ăsta de a se trezi. Îi vine așa lui că să se gândească că, bă, stai un pic, că e ceva în neregulă, pentru că pe lângă cărți mor și oameni odată cu cărțilele și se întâmplă foarte multe lucruri care îl marchează și începe să-și pună niște întrebări din astea care nu sunt tocmai ok și în acord cu ce vrea sistemul să creadă. Și ușor, ușor ajunge să își dea seama că, băi, sistemul ăsta în care noi ar trebui să ardem cărțile și în care cunoașterea nu este permisă, sistemul ăsta nu este tocmai sănătos. Și de aici încep niște lucruri. În fine, nu o să vă povestesc mai multe, dar este un exercițiu foarte bun de imaginație ce s-a întâmplat după cu societatea aia. Pentru că dacă vă uitați în societatea românească, lucrurile astea s-au întâmplat. Aduceți-vă aminte când au venit nemții, s-au ars cărți. Nu toate, ce-i drept, dar s-au ars foarte multe cărți care nu erau în acord cu ceea ce spuneau nemții. După aceea, când au venit comuniștii, s-au ars cam toate cărțile pe care le-au putut arde. Nu uitați când vă povesteam despre Villa Florica, când am fost la Villa Brătienilor și acolo ne spunea ghidul că au ars 40.000 de volume. Deci, numai acolo au ars 40.000 de volume și aduceți-vă aminte care a fost primul lucru pe care l-au făcut comuniștii când s-au instalat. Au eliminat efectiv pătura intelectuală a societății. Adică tot ceea ce însemna elită intelectuală în România a fost rasă, efectiv a fost anihilată și de-aia noi în momentul de față nu mai avem elite, pentru că tot ce a însemnat elite în România a fost eliminat, da? Și trăim efectele acelei situații. Deci societatea aia la noi a existat și acum trăim efectele alea. Avem oameni care nu știu nici măcar să scrie numele și nu pentru că n-au fost la școală, ci pentru că
pur și simplu nu consideră că educația este necesară. Avem oameni care refuză cu îndârjire educația, avem comportamente din astea absolutamente bizare, avem oameni care cred absolut orice prostie, numai ce este rațional, nu, și avem oameni care pur și simplu nu mai știu să gândească, avem oameni care pur și simplu, dacă nu îi duci de mânuță să facă ceva sau nu le spui exact ce au de făcut, nu fac, pentru că nu-i duce capul, fiindcă nu au exercițiul ăsta format din educație, da? Dacă nu mă credeți, ieșiți oriunde-ți fi voi în România, ieșiți pe stradă și uitați-vă la toate comportamentele absurde, aberante pe care le vedeți, toate lucrurile astea care nu sunt neapărat ok, da? Cum se comportă lumea, cum vorbește lumea, care sunt gesturile folosite, care sunt atitudinile oamenilor. Uitați-vă la toate lucrurile astea și toate sunt apanajul faptului că nu avem elită intelectuală și că educația noastră este la pământ. Tocmai ce am văzut rezultatele de la BAC, au fost 75 de licee în România care nu au un singur om, un singur copil care să fi luat BAC-ul, 75 de licee. Și sau 73, pardon, scuze, 73. 73 de licee în care niciun copil n-a luat BAC-ul, care BAC nu mai este nici măcar ce era pe vremea mea, nu mai vorbim de perioada interbelică, când dacă interesați-vă cum era BAC-ul în perioada interbelică, că leșinai. Era o lună de examene, nu era așa oricum. Da, deci nu mai avem educație, nu mai avem coloană vertebrală pentru că nu mai avem educație și dacă nu ne oprim cât de curând și nu facem ceva în sensul ăsta, eu nu mai văd o șansă ca societatea noastră să se ridice, să fie la nivelul țărilor din vest, cum ne tot dorim noi, nu, nu, vom rămâne o țară bananieră. Pentru că nu avem educație și pentru că vom fi un mediu propice pentru alții să profite și alții să se îmbogățească. Pentru că la noi în România ce este cool? Uitați-vă pe YouTube în trending ce este cool. Manele care vorbesc despre bani, despre mașini, despre averi, despre femei, despre dușmanii mei, despre toate ce. Și le știu nu pentru că m-aș uita, ci pentru că are cine să mă anunțe. Da, deci o carte pe care o recomand iarăși din inimă pentru că ajută foarte, foarte tare, îți deschide mintea și dacă te gândești puțin și extrapolezi lucrurile din cartea asta, la fel ai șanse să ți se deschidă creierul. Apoi, o altă carte pe care am terminat-o acum recent pentru că începusem, nu știu, în lunile trecute și nu o terminasem și îmi doream foarte tare să citesc cartea asta și nu știu de ce m-am oprit din a o citi. A venit filozofia peste mine, de. Viața invizibilă a lui Eddie LeRoux, de V.I. Schwab, o carte foarte, foarte populară anul trecut. Mi-aș fi dorit să o am și eu în varianta aia frumoasă pe care o văd la americani, cu coperțile alea frumoase, cu coperțile alea cartonate, dar la noi nu există și bănuiesc că și dacă ar exista, ar costa cât jumate ficatul meu, așa că nu am de donat, nu mai am landat pe alte lucruri. Prin urmare, mă mulțumesc cu ce am, dar foarte frumoasă și coperta asta, chiar dacă e neagră, e frumoasă. Viața invizibilă a lui Eddie LeRoux, o carte cu realism magic, am putea spune? Cred că realism magic se numește, sau fantasy, sau nu știu, eu v-am zis că pe toate le bag la fantasy, oricum. Și este despre Eddie LeRoux, bineînțeles, după cum ne spune și numele, care Eddie LeRoux are vreo 300 de ani. De ce are Eddie LeRoux 300 de ani? Pentru că la un moment dat și-a dorit să iasă dintr-un context în care se afla acum 300 de ani, pe la 1800, la 1700 și ceva, și-a dorit să scape dintr-un context foarte apăsător și-a făcut un pact cu un zeu. Pentru că oamenii de la vremea respectivă încă mai credeau în zei, deja se instalase de monoteismul, dar încă mai credeau, erau unii dintre ei care mai credeau în zei. Și a făcut un pact cu un zeu, iar acest pact a făcut-o să fie nemuritoare. Mi-a plăcut foarte tare, atât mi-au plăcut frământările ei, gândurile ei, angoasele pe care le avea, felul în care, nu știu, m-a transpus în lumea aia, cum ar fi dacă aș fi nemuritoare și totuși m-ar uita toată lumea. Eu cred că totuși mie mi-a plăcea viața pe care o avea Eddie LeRoux și chiar nu m-ar deranja atât de tare cum o deranja pe ea, faptul că pe ea toată lumea uită, pentru că blestemul ăsta pe care îl are, că de fapt se dovedește a fi un blestem,
O face să fie uitată de toată lumea, adică toată lumea e ok, dar partea proastă este că de fiecare dată când te întâlnești cu același om, trebuie să te prezinți și să o iei de la zero și să ai același discurs și același speech și să vorbești aceleași lucruri. Și la un moment dat poți să înțeleg că poate deveni apăsător să tot trebuiască și îți dorești să nu te uite lumea și îți dorești totuși măcar în memoria unui om să rămâi. Și uite că la un moment dat găsește pe acel om în persoana lui Harry, parcă îl chema, care nu o uită. Și motivul pentru care nu o uită, nu o să vi-l zic exact, trebuie să-l găsiți voi în carte, în cazul în care n-ați citit cartea și nu știți despre ce este vorba, dar să știți că eu m-am identificat foarte tare cu personajul lui Harry. Și asta pentru că el are chestia aia, senzația aia cu nu mi-ajunge timpul. Trece timpul foarte repede. Dacă o să ajungeți la finalul cărții, o să înțelegeți de ce are atitudinea asta. Dar eu mă identific foarte tare. Eu am senzația că trăiesc exact ce trăiește Harry și senzația aia cu nu mi-ajunge timpul, parcă nu sunt suficiente ore, parcă nu-i suficient timp să faci lucruri. O am constant și mă stresează și pe mine foarte tare. Cert e că undeva lucrurile încep să o ia așa, să ia o turnură destul de dramatică pentru Eddie și pentru Henry acesta. Ce m-a deranjat la cartea asta și motivul pentru care i-am dat 4 stele este că atitudinea lui Eddie LaRue este destul de puierilă. Are relativ o atitudine din asta de copil, din asta egoist, căruia i-ai luat acadeaua și de ce i-ai luat acadeaua și el își vrea acadeaua, deși îi dai alta acadea, nu, el o vrea pe aia pe care i-ai luat-o. Deși spui că nu mai poate avea acadeaua aia și că acadeaua aia gata, s-a terminat, s-a dus, așa a căzut pe pământ, nu mai poți să o mănânci, nu, ea o vrea pe aia și are genul ăla de atitudine și m-a deranjat cumva și pe lângă faptul ăsta mai este o chestie și anume că ea nu-și dă seama că prin acest blestem are o abilitate. Că o uită lumea, poate să fie într-adevăr un dezavantaj, dar poate fi și un avantaj. Ea și-a folosit chestia asta doar pentru a fura. S-a învățat foarte bine să fure, a devenit o hoață foarte bună, o profesionistă, astfel încât să se poată descurca, să poată trăi, dar atât. N-a încercat să-și folosească abilitatea asta pentru a face bun, ceva bun, pentru a salva oamenii, pentru a, nu știu, a schimba niște situații negative pentru alții. Adică nu și-a dedicat cumva abilitatea asta celorlalți. Totul este din perspectiva ei egoistă. Pe mine m-a blestemat. Eu nu știu, eu pe mine mă uită, pe mine nu știu ce, pe mine nu așa. Eu trebuie să mă duc acolo, eu trebuie să mă descurc, eu trebuie să fur, eu trebuie să fac, eu trebuie să dreg. Știți? Dar niciodată nu și-a pus problema cum aș putea să fac să-i ajut pe ceilalți. Știți? Și e o atitudine din asta cumva copilărească și egoistă din partea ei, la care nu m-aș fi așteptat, adică la 300 de ani distanță după ce s-a întâmplat blestemul, mă așteptam să dobândească puțină maturitate, dar se pare că abia spre final începe să o lovească lucrurile astea. Dar tot are o doză de egoism în ea, așa, și privește lucrurile numai din bula ei micuță și restrânsă, fără să se uite la ce se întâmplă în exterior. Știți? Și e păcat că ar fi avut potențial, adică puteai să te joci, mă gândesc că vii șoap, se putea juca puțin mai mult cu chestia asta, adică uite, da, eu sunt tristă că nu mă ține minte lumea și nu trebuie tot timpul să o iau de la capăt și fiecare interacțiune cu alți oameni este un nou început, da, în egală măsură îți poți folosi cumva lucrurile astea pentru a face bine și uite, pot să fac asta și pot să fac asta. Ea n-a făcut niciodată treaba asta, știți? Și asta mi s-a părut puțin deranjant, adică, băi, ok, dar cât egoism să ai în tine, cât să fii de egocentrici și totul să se învârtă în jurul tău. Da, până l-a întâlnit pe Henry, cel puțin, și atunci așa a pus problema asta. Dar în rest, foarte frumoasă, cartea a decurs relativ easy, ca să spunem așa, după ce am reluat-o, că prima dată v-am zis, am început să o citesc și am lăsat-o, nici n-am ajuns foarte departe, fiindcă, nu știu, m-am intersectat cu alte cărți și v-am zis că am tot început cărți și nu le-am terminat. Apoi, următoarea carte este tot un clasic pe care l-am ascultat pe Vox, a fost prima carte pe care am ascultat-o pe Vox, de altfel, și este vorba de Crimele din Rue Morgue de Edgar Allan Poe.
Și uitându-mă la Jack Edwards, dacă știți, cei care frecventează BookTube, bănuiesc că îl știu, pentru că este destul de prezent, este un tip foarte simpatic din Anglia, care cred că acum își dă doctoratul în literatură, pentru că este atât de pasionat de literatură încât își dă doctoratul în literatură și sau și l-a dat recent, ceva de genul ăsta, în orice caz, dar este foarte simpatic și vorbește foarte frumos despre cărți și îmi place foarte tare cum vorbește el și cum îți prezintă și, evident, citește, studiind literatura sau istoria literaturii, nu știu ce a studiat el, studiind literatura, citește foarte multe cărți clasice sau cărți care nu sunt neapărat contemporane sau nu sunt neapărat populare, nu contemporane, ci nu sunt neapărat populare, adică are niște lecturi care sunt puțin mai atipice. Dar printre lecturile lui atipice se numără și Edgar Allan Poe, care am înțeles că îi place foarte, foarte tare, și atât a vorbit de Edgar Allan Poe, încât zic, hai mai să ascult și eu, dacă tot e pe Foxa, hai să ascult și eu Crimele din Rumor, care este o colecție de povestiri scurte despre diferite crime, mă rog, bineînțeles, e fantasie literar, beletristică, nu este reală treaba. Așa, Edgar Allan Poe, în cazul în care nu știți, este considerat a fi părintele crime-ului. El ar fi cam primul care ar fi scris crime, de adevăratele, așa să zice. Acum, e discutabilă treaba că toate lucrurile astea s-au întâmplat pe la 1800 și ceva. E destul de discutabilă că au mai scris și alte femei crime, dar mă rog, nu știu dacă Edgar Allan Poe a fost primul sau ele, știți? Da, fiind bărbat, na, a fost pus la înaintare. Oricum este printre primii, este pionierul în ceea ce reprezintă crime-ul, de-aia și stilul de scriere este, în ceea ce privește crime-ul, este... Așa, au fost câteva povești care m-au lăsat așa, cu care-i rostul, care-i sensul, unde-i crime-ul, de fapt, prima dată, dar în esență mi-a plăcut foarte tare stilul, în primul rând, care nu este neapărat stilul ăla tipic englezesc greoi, dacă știți la ce mă refer. Este un stil cumva mai aerat și este relativ neobișnuit pentru perioada aia, că, repet, scris 1800 și ceva. Dar, de exemplu, dacă e să-l compar cu o altă carte englezească, mă refer la Vicky Collins, la Femeia în alb, da? Pe care am citit-o anul trecut. Aia e mult mai greoaie și stilul de scriere este mult mai greoaie la Vicky Collins, pe când la Edgar Allan Poe parcă a fost mai fluid stilul de scriere și foarte frumos, cu descrieri frumoase, cu cuvinte frumoase, totul scris frumos, cu personaje care se respectă, cu... Foarte fain, adică mi-a plăcut. I-am dat 4 stele pentru că n-au, mi-au plăcut 100% toate poveștile, adică v-am zis unele mi-au ce s-a întâmplat acolo, dar cele mai multe dintre ele mi-au plăcut. Acum nu mă apuc să vi le zic pe toate, că dacă vi le zic, dacă încep să le șir pe toate, nu stăm până poi mâine aici. Următoarea carte este tot așa începută, cred că am început-o anul trecut pe asta și n-am terminat-o, efectiv, nu știu, nu m-am îndurat să o termin și este vorba de Ariadna, de Jennifer Saint. Care este o reinterpretare a poveștii Ariadnei din mitologia greacă. Și mi-a plăcut foarte tare pentru că te inundă așa cu povești din legendele Olimpului, ți le spune eu necitind legendele Olimpului, mi-a plăcut foarte tare și este povestea Ariadnei, ceea ce, pe care eu evident nu știam în detaliu, știam de firul Ariadnei și știam de povestea cu Minotaurul, dar practic Ariadna este fica lui Minos, sora Minotaurului efectiv și îl ajută pe Tezeu să ucidă Minotaurul și fuge din Creta cu el. Acum, ce m-a deranjat la cartea asta a fost că a avut o parte telenovelistică ciudățică. Adică în sensul că Tezeu o părăsește la un moment dat pe Ariadna, dar se căsătorește cu sora Ariadnei, cu Fedra. Normal, în cultura greacă, că asta discutam cu una din fetele de la Buclav, în cultura greacă, ideea ce a făcut el ca părăsit-o pe Ariadna, și asta nu e spoiler, că se întâmplă chiar la începutul cărții,
ce a făcut el că a părăsit-o pe Ariadna, din perspectiva culturală grecească, este firesc. Pentru că exact asta a făcut Minos mai devreme cu fata altui rege pe care l-a atacat, care și-a trădat tatăl pentru Minos. Exact același lucru. Și are sens, pentru că în cultura greacă nu-ți trădezi familia. Oricât de rea e familia ta, oricât de rău te înțelegi cu familia, oricât de răi sunt membrii familiei cu tine, niciodată nu-ți vei trăda familia. Pentru ei, dacă ți-ai trădat familia și ți-ai vândut familia pentru orice în lumea asta, ești ca și cum n-ai mai exista, adică te repudiază. Și la fel, oamenii din comunitate și cei care te cunosc, la fel te resping pentru că ți-ai trădat familia. Dar cam asta era în vechime și știu asta pentru că am și eu ceva origini grecești. Și chestia asta, adică ce a făcut Tezeu că a părăsit-o pe Ariadna, era de înțeles. Eu am înțeles perspectiva asta și am înțeles de ce a făcut-o, pentru că Ariadna și-a trădat tatăl și el n-ar fi trebuit niciodată în viața asta să o ia, practic să o trăiască cu Ariadna, niciodată Tezeu n-aș fi. E, n-are sens faptul că după aceea a luat-o pe Fedra. Bănuiesc că autoarea poate justifica treaba asta că poate să fie un bun de schimb, să fie un fel de sclavă, astfel încât Tezeu să țină Tezeu venind din Atena. Astfel încât Tezeu să țină Creta cumva o statică prin Fedra. Cred că s-ar justifica așa, dar în realitate nu s-ar fi întâmplat treaba asta. Și de aici mi s-a părut că e o zonă puțin telenovelistică, care n-are sens. În schimb, povestea în sine a Ariadnei, cu povestea ei cu Dionisos, mi s-a părut foarte frumoasă și mi s-a părut felul în care a reinterpretat practic povestea asta, mi s-a părut frumos. Iarăși îți spune acolo puterea sacrificiului, îți vorbește puțin despre puterea sacrificiului, puterea de a te ridica când simți că nu mai poți. Sunt foarte multe teme în discuție aici în cartea asta, ceea ce mi se pare spectaculos. Dar atât, v-am zis, mă deranja partea aia cu Tezeu acolo și cu Fedra, aia dă cu virgulă, acolo dă cu virgulă, în rest a fost foarte frumos. Am înțeles că Electra este și mai frumoasă, dar nu vreau să o ascult pe Voxa, că este pe Voxa, dar n-aș vrea să o ascult pe Voxa pentru că, la fel ca și Ariadna, are superbitatea asta de copertă, este absolutamente superbă, deci eu am grijă de cărți, dar nu sunt excesiv de grijulie, că am mai văzut pe unii că își pun coperți să nu le modereze, nici așa. Asta e coperta la Electra, apropo, uitați-o cât e de frumoasă și aș vrea carte numai pentru cât e de superbă coperta. Mi-a zis Mariana de la Book Club, mi-a zis că este mai bună Electra decât Ariadna, că ei nu i-a plăcut pentru că n-a înțeles nici finalul, pentru că finalul este tragic și finalul este tragic din perspectivă pur culturală, iarăși, pentru că grecii, ca și francezii, nu consideră că grecii niciodată n-au considerat că finalurile sunt fericite, pentru că de-aia se numea tragedia greacă, pentru că totul era tragic, totul se termina tragic, da? Fiindcă nu există, până la urmă, ei considerau că nu există final fericit în viață atâta timp cât mori. Dacă ai reușit să găsești leacul pentru nemurire, poate ar fi și un final fericit, dar în esență nu există final fericit și nici cartea asta nu are un final fericit, asta pentru cine își dorește cu îndârjire, dar câteodată cât un final din ăsta nefericit are sens, iar pentru mine are sens cartea asta în contextul actual. Apoi mai avem un clasic care se numește Jules Verne și pe care îl am în cartea asta. Aici sunt două povești de fapt, dar am citit numai una din ea, și anume O călătorie spre centrul pământului. Jules Verne, care este mega extra cunoscut, până la ora actuală, din cele trei povești pe care le-am citit de la Jules Verne, sau mă rog, două, că una am abandonat-o, cel mai tare mi-a plăcut Ocolul pământului în 80 de zile. Nu aveți cum să mă contraziceți că este una dintre cele mai bune ever. Ocolul pământului în 80 de zile, Călătorie spre centrul pământului, bănuiesc că toată lumea o știe, nu am ajuns la ea când eram copil. Oricum mi se pare că Jules Verne sau cărțile lui Jules Verne au și potențialul ăsta
pseudo-filozofic și nu sunt neapărat pentru copii, deși așa se zice, nu, sau nu toate sunt, unele sunt pentru adulți, că există destul de multe lucruri pe care dacă e poți să le duci, să le extrapolezi și într-o discuție filozofică, dacă e să zicem de aici din cartea asta, nu o să mă apuc să vă povestesc, dar știți, povestea cu profesorul și nepotul lui care pleacă într-o călătorie spre centrul pământului. Eu mai văzusem desene când eram mică, nu e atât de spectaculoasă ca în desene, dar mi-a plăcut. Povestea care nu mi-a plăcut a fost 5 săptămâni în balon, aia n-am putut să o citesc cât am fost copil, nu, am încercat de mai multe ori, n-am reușit, nu, și m-a plictisit teribil de tare și mi se pare foarte diferit stilul de scriere de la Ocolul Pământului în 80 de zile. Chiar și cu asta mi se pare diferit stilul de scriere. De-aia cred că Jules Verne la un moment dat a apelat la ghostwriter, deși nu la vremea respectivă nu se știa ce sunt ăia. Și totuși cred că a apelat la ei sau a cumpărat povești din alte părți. Dar cum și la noi au fost de altfel autori care au preluat povești din diferite zone ale țării, dar măcar la noi cei mai mulți dintre ei au avut bunul simț să spună chestia asta, pe când el s-a declarat ca fiind autorul. El le-a conceput poveștile astea, ori mi-e greu să cred. Repet, stilul de scriere fiind puțin diferit. Avem o altă carte care mi-a plăcut foarte, foarte tare și este tot o carte de self-help, dar tot una de aia utilă. Și se numește PIC și este și în română de data asta. Nu o am, dar trebuie să o cumpăr pentru că trebuie să fac însemnări pe ea neapărat. PIC este, înseamnă vârf. Știți, PIC, mountain PIC, așa. Și se referă la acel vârf pe care poți să-l ajungi tu într-o profesie sau într-o pasiune pe care ți-o alegi. Știți că avem de multe ori discuția cu voi despre pictat și îmi spuneți tot timpul, vai, dar ce talentată ești, și eu vă zic, nu sunt talentată, eu învăț chestiile astea pe din afară, pentru că nu sunt talentată. Dacă mă vedeți cât de urât desenez înfiorător, dar învăț să fac anumite lucruri. Ei, cartea asta tratează, spune exact lucrul ăsta pe care vi-l zic eu aici, așa nume că orice sau aproape orice pe lumea asta poate fi învățat. Eu nu trebuie neapărat să ai talent într-un anumit domeniu. Da, este benefic dacă ai talent, adică nu dați cu pietre, că mi-a mai sărit cineva în cap, adică ce vrei să spui, că talentul e inutil? Nu, nu e inutil. Talentul îți creează un soi de avantaj, cel puțin la început, când începi un drum într-o anumită direcție, să spunem artistică, dacă e, dar nu atât de mare. Avantajul nu este atât de mare și știți și voi foarte bine exemplele cu oameni super talentați care depun minimul de efort și sunt mediocri și oameni care nu au talent aproape deloc sau chiar deloc și depun un munte de efort, apropo și de numele cărții, și la un moment dat rezultatele lor le depășesc pe ale celor care au talent. Da? Pentru că asta este. Știți că e dictonul ăla cu 1% talent, 99% muncă. E, asta este. Despre asta este vorba. Și cartea asta vorbește foarte mult despre puterea exercițiului, puterea repetiției, puterea exercițiului conștient, pentru că cei mai mulți dintre noi, și eu pot să ridic mâna să fiu aia care cel puțin la matematică își făcea exercițiile, ca să luăm ceva clar, pragmatic, ca exemplu, își făcea exercițiile exact mecanic. Le făceam mecanic pentru că știam formula, o știam că se aplică, la. Dar nu încercam să văd care e procesul de gândire în spate al unui exercițiu, știți? Ei, și cartea asta face să-ți spună cât de important este exercițiu și feedback-ul imediat după acel exercițiu, adică să știi exact unde când ai exersat ceva. Spre exemplu, se dă acolo un exemplu cu un tânăr care studiază pianul și îl întreabă profesorul, zice, te-ai pregătit pentru recital? Ai exersat pentru recital? Da. De câte ori? Cât ai exersat? Păi nu știu, am cântat aseară o oră jumate. De câte ori ai cântat în ora aia jumate? De 18 ori. Și din alea 18 ori, de câte ori ți-a ieșit bine recitalul? Nu știu, de vreo 2-3 ori. Știți? Cei mai mulți abordăm ideea de exercițiu așa, la modul ăsta. Exersez, nu-mi iese, nu-i nicio problemă, mai exersez și fac cumva mecanic lucrurile până îmi ies. Nu. Ideea este că trebuie să exersez, dar să exersez cumva cu cap, în sensul că trebuie să fii foarte conștient după fiecare
bucată de exercițiu pe care o faci, să fii foarte conștient unde ai făcut lucrurile bine și de ce le-ai făcut bine, unde le-ai greșit și de ce le-ai greșit, și toate lucrurile astea să vină în mod obiectiv, adică să nu vină cineva să-ți cânte ție în strună, să te laude pentru doamne, vai de puiul mama ce bine a cântat la pian, vai de ce bine a cântat piesa asta la pian. Nu, puiul mama a cântat bine de aici până aici, bucata asta muzicală, pentru că X, Y, Z, i s-a îmbunătățit îndemânarea sau mai știu eu ce. De aici până aici n-am mai cântat bine puiul lui mama, de ce? Uite de asta. Și asta este rolul exercițiului cumva, să vină să-ți arate clar unde greșești și cum îți poți îmbunătăți greșeala și în timp, continuând exercițiul ăsta, poți progresa. Bine, discuția este mai amplă, eu am redus-o puțin la, ca să înțelegeți în mare despre ce este vorba, dar cartea este puțin mai amplă de atâta și vorbește despre mai multe lucruri și ideea de bază este că aproape orice pe lumea asta poate fi învățat. Apoi vine o carte foarte populară și abia aștept acum la finalul lunii ăstea să mă uit pe la mai multe fete care am văzut că au citit cartea asta să văd ce au de zis despre această carte, pentru că pe mine m-a enervat și e un alt DNF și iarăși are o stea, pentru că n-am putut să o termin. Este vorba de Viața ca un râu, o carte foarte populară în prezent, nu înțeleg de ce, probabil autorul sau habar n-am. Cert este că nici nu am reușit să înțeleg despre ce este vorba în cartea aia, pentru că m-a enervat foarte tare cumva monologul interior al personajului, pentru că narațiunea odată este la persoana întâi, ceea ce nu este, în primul rând, că nu este stilul meu favorit. Chiar și la, apropo de asta, și la asta, la sfaturi de viață, la fel, narațiunea e la persoana întâi, ceea ce nu mă încântă, adică mie îmi place ca narațiunea să fie în general la persoana a treia, că îți dă o perspectivă din exterior mai amplă și vezi mai multe lucruri. Și este vorba despre o perioadă anilor 40 și ceva, jumătatea anilor 40, adică imediat după război, ceea ce o face să fie o perioadă din asta tulbure, criză, vă dați seama că criză financiară m-a ajuns jor la nivel global. În America se întâmplă, am înțeles că familia fetei ăsteia au o livadă de piersici, că de-aia și sunt piersici pe copertă, dar, nu știu, cumva tot monologul ăla interior mi s-a părut extrem de deprimant, extrem de apăsător și cumva mi s-a părut că e chinuitor, dar parcă prea se chinuie să fie chinuit, știți, monologul la interior. Cumva așa mi s-a părut mie, cumva mi-a transmis și ideea, care s-ar putea să fie total falsă și sunt conștientă de treaba asta, că e vorba acolo și de ceva, un semi-viol, așa, semi-viol în sensul că, vezi, doamne, eu sunt minor, dar cu acordul lor se întâmplă toată treaba, ceea ce nu e în regulă și pe mine subiectele astea mă termină psihic și nu știu dacă este sau nu așa de adevărat, bănuiesc că cel mai probabil nu, dar doar pentru că mi-a transmis ideea asta că s-ar putea să existe cumva posibilitatea unui viol, nu, așa, și n-am putut să o termin. Apoi, o carte care mi-a plăcut foarte tare, foarte tare, dar stați așa, câte stele i-am dat? Ah, 4, tot 4 i-am dat și vă zic imediat de ce i-am dat 4. Este o carte care nu e de ficțiune, se numește Dosarele criminalilor în serie și mare atenție, ascultați-mă cu mare atenție dacă ați ajuns până aici, că nu este o carte pentru oricine și nu mă refer la copii. Cu siguranță nu este pentru copii până în 20 de ani, deci nu e, dar nici pentru adulți nu este pentru oricine. Este o carte extrem de grafică, extrem de violentă și nu este pentru oricine. Mare, mare atenție că nu glumesc, deci nu este glumă, nu nimic și nu vă zic chestia asta ca să vă incit curiozitatea, din contră. Vă zic chestia asta ca să stați la distanță dacă știți că nu suportați ideea de sânge, crime și tot felul de lucruri descriptive. Nu este pentru voi cartea asta, deci nu vă face niciun beneficiu. Mie îmi plac subiectele, mie îmi place subiectul ăsta, știți, îmi place subiectul în sine, îmi place subiectul în general, dar și pentru mine la un moment dat devenise prea mult, că am ascultat-o în format audio pe Voxa, o să vreau să-mi o iau și pe asta în format fizic, am nevoie de ea în format fizic, o să am nevoie mai târziu de ea chiar pentru ceva, dar
Credeți-mă că și pentru mine la un moment dat era, aveam bila pe aici. Simțeam ficatul că se mărește, simțeam că mă doare bila, îmi venea să... era greață, știți? Și până și mie, care sunt obișnuită cu asta, că mă uit la tot felul de documentare cu criminali în serie și tot felul de chestii din astea cu crime și cu rapoarte de poliție și așa mai departe, și nu-mi sunt străine lucrurile astea, și până și mie începuse să mi se facă greață, dar am vrut să termin, că știam că dacă o las cartea asta și nu o termin, adică fac o pauză mai lungă de la ea, nu o să mai termin, tocmai de asta. Deci fiți atenți că v-am avertizat, da? Nu glumesc, este foarte, foarte grafică cartea. Și cum ziceam, este vorba despre dosarele criminalilor în serie. Practic, autorul ce a făcut a fost să adune din mai multe colțuri ale lumii, că nu este vorba numai de America, de peste tot, din Europa. Să știți că chiar criminalii europeni sunt destul de puțini, în mod bizar. De la America, Anglia, bineînțeles, Europa, Noua Zeelandă, Australia, da? Cam peste tot, Maroc și așa mai departe. Au fost cam de peste tot, în Africa mai mulți criminali în serie. Deci cam de peste tot din lume sunt luate dosarele criminalilor în serie și autorul le-a dat o formă literară. De aia spun că este foarte grafică cartea, pentru că îți descrie foarte clar cum s-a întâmplat lucru, cum a omorât, cum a înjunghiat, cum i-a tăiat, cum a fiert în cazan, cum i-a tocat creierul, cum l-a făcut pane, cum l-a mâncat, cum era fiert, cum era capul în frigider și toate cele. Adică sunt foarte grafice. Pentru că autorul tot ce a făcut a fost să ia dosarele și să le pună într-o formă literară, pentru că nu știu dacă ați văzut vreodată un dosar din ăsta de poliție cum e, dar e destul de tehnic, adică cu căsuțe unde se bifeze anumite informații, e destul de tehnic, adică nu prea... n-ai cum să faci o carte dintr-un dosar din ăla, așa că trebuie să-i dai o formă literară, să-l pui ca pe o poveste tot dosarul ăla. Și asta a făcut autorul, dar a păstrat informațiile esențiale și descrierile și tot ce era acolo. Și de aia zic, nu e ușor de digerat, dar în sine poveștile mi s-au părut foarte interesante, mi s-a părut foarte interesantă carte, în primul rând pentru că eu m-am axat pe cartea asta și am vrut să ajung la cartea asta din perspectiva psihologică. M-a interesat foarte tare să știu care a fost factorul psihologic din spatele fiecărui criminal, lucru pe care nu ni-l spune la fiecare. Sunt unii criminali la care ți se explică că da, a ajuns așa din cauza mamei, că l-a abuzat, din cauza tatălui, din cauza faptului că a crescut în centru de plasament sau mai știu eu ce, dar nu la toți este explicat treaba asta, știți? Adică pentru unele comportamente sunt destul de bizare și nu s-a găsit o explicație sau nu s-a chinuit nimeni să găsească o explicație pentru ele și să și dea o explicație pe fond psihologic, ca să spunem așa. Și da, mi-a plăcut cartea, v-am zis, nu am găsit răspunsuri la absolut toate cazurile, cum ziceam, la toate poveștile, că vorbește de la Jack Spintecătorul, ăsta cum e de e foarte popular în America, chiar zilele trecute auzisem de el pe... Da, Ted Bundy era numele pe care îl căutam, da, și mulți alții. De unii dintre ei chiar am mai auzit și prin documentarele astea la care m-am uitat, adică nu mi-erau străine poveștile lor, dar vă zic, grafică povestea. Și un lucru pe care l-am observat, nu se zice în cartea asta, pentru că cartea în sine nu trage concluzii, adică nu vine cu concluzii sau cu povești sau cu ceva, v-am zis, sunt strict dosarele luate și puse acolo, unul după altul, descrise. O concluzie pe care am tras-o eu, și asta pentru cine nu vrea să citească cartea, este că nici unul, dar absolut nici unul din criminalii ăștia în serie, nici unul nu provenea dintr-o familie stabilă, odată, și în al doilea rând nu avea educația foarte bine formată. Bine, mai erau câțiva care erau foarte inteligenți, care erau genii, efectiv, și poate aveau ceva educație, dar majoritatea, 90% din ei, nu aveau educația nici aia de bază ca lumea terminată și nu veneau din familii bune. Ceea ce mi se pare foarte important de reținut, că nici unul nu venea dintr-o familie stabilă, să zici că era o familie din asta de nivel mediu, cu părinți ok, care se înțelegeau ok, cu un mediu din ăsta normal, în care, da, na, poate părinții se mai certau, dar în rest, nu, totul bun și frumos, ambii părinți munceau și toate cele. Nu,
Deci existau disfuncționalități în fiecare familie în care s-au născut. Fie că s-au născut în orfelină sau au plecat din orfelinate, fie că au fost abuzați, fie că au fost părăsiți de părinți, fie că în cazul fiecărui criminal a fost o problemă din start, ca să spun așa. Ceea ce este foarte important de reținut odată pentru felul în care este societatea noastră acum și cum ideea asta de familie în rate așa merge. O să vedem, nu știu, eu zic că în 20-30 de ani o să vedem iarăși că bubuie universul de criminali în serie, că nu știu dacă ați observat, de prin anii 70, de pe la finalul anilor 70, s-a cam domolit ideea de criminali în serie, adică sunt din ce în ce mai puțini sau au fost găsiți din ce în ce mai puțini și sunt mai multe explicații pe chestia asta, nu o să intru acum. Dar, da, mi s-a părut interesantă ideea asta, că, băi, niciun n-a avut un start bun în viață, să zici că, băi, a plecat dintr-o familie bună și a ieșit el nenorocitul, știți cum e, cum se zice, știți, oaia neagră a familiei, el a fost ăla. Nu, toți au avut ceva, toți aveau ceva din start, era startul prost. Una peste alta, mie mi-a plăcut cartea destul de mult, adică, v-am zis, mi-a plăcut mult și vreau să o am în formă fizic, ca să pot să mai răsfoiesc, să mai caut eu anumite chestii. Parcă mai este un fel de parte a doua sau o carte similară, o să o iau și pe aia, dar, așa. Bun, apoi, după crime și așa, mai venim iarăși la un soi de crime, dar de altă natură și aici avem apă proaspătă pentru flori. Probabil cartea care mi-a plăcut cel mai mult anul ăsta. Am făcut un reading vlog și nu o să insist foarte mult asupra ei, dar este superbă cartea asta, o ador. Îmi place la nebunie și povestea lui Violet mi s-a părut impresionantă și mi se pare foarte frumoasă și îmi plac subiectele pe care le aduce în discuție cartea asta. Pentru cine n-a văzut reading vlog-ul, este vorba despre o femeie care este îngrijitoare la cimitir, mă rog, portar, whatever, și care nu a avut o viață prea fericită până să ajungă acolo. Culmea ironiei, și-a găsit liniștea la cimitir. Da, oricât de absurd ar părea treaba asta, fără să fi murit. Dar până să ajungă acolo, ea nu prea a avut o viață liniștită. A fost orfană, a plecat din orfelinat, s-a căsătorit foarte devreme, a avut un copil foarte devreme, a avut parte de o viață foarte agitată și după aceea, după ce s-a căsătorit, a fost neglijată foarte mult timp și abuzată din punct de vedere emoțional de soțul ei. Ca paranteză aici aș vrea să zic că mă bucur că autoarea nu s-a dus în direcția violențelor fizice, pentru că cred că deja suntem mega extra sătule și sătui de cărțile astea. Nu că n-ar fi important să discutăm și despre violența fizică față de femei sau chiar și față de bărbați, nu e nicio problemă, ci mă gândesc că putem construi cărți și fără, știți, pentru că nu doar violența fizică este importantă. Cam senzația că unele cărți tratează foarte mult ideea asta de violență fizică, dar uită că violența față de o persoană, mai ales care se presupune că ți-e dragă, nu este neapărat fizică, poate fi și de altă natură, cum ar fi emoțională, ceea ce trăiește Violet. Și cumva te face să te gândești și la treaba asta, că soțul ei nu o abuza fizic, dar verbal, o făcea să se simtă lipsită de utilitate, o făcea să fie. Părea că nici nu mai există, știți? Singurul ei scop în viața asta era să-l servească, să-i fie servitoare și să crească copilul. Și de-aia zic, abuzul nu este numai fizic. Și mă bucur că nu s-a dus neapărat în direcția aia cu abuzul fizic. Asta nu v-am zis-o în clip și am zis că e bine de menționat acum. După ce termină, ea și soțul ei aveau jobul de cantonieri, după ce n-a mai existat jobul de cantonieri, s-au mutat la cimitir, ca portar la cimitir, perioada în care soțul ei a și dispărut, a făcut miracolul de a dispărea. Și cumva noi o cunoaștem pe Violet în perioada în care nu-l avea pe soțul ei, dar ulterior ne întoarcem prin celelalte capitole, ne întoarcem în trecutul ei și ne povestește exact așa ce s-a întâmplat. Și cum a ajuns acolo și în postura aia, după care ajunge să-și regăsească soțul și se întâmplă niște lucruri. Bun, de asemenea se și îndrăgostește și, mă rog,
Se întâmplă foarte multe lucruri în casă. De asta și vă spuneam eu în reading vlog-ul pe care l-am făcut, că sunt și alte povești care sunt conexe cu povestea ei. Ajung cumva să se întrepătrundă cu povestea ei, pentru că mesajul fundamental din punctul meu de vedere la cartea asta este că trebuie să înveți din poveștile altora și că de multe ori poveștile altora îți sunt trimise ca semn să nu faci ce au făcut ei. Și de asemenea, un alt mesaj foarte puternic al cărții este că acela al optimismului și al pozitivității și al faptului că tot timpul trebuie să depășești situația în care ești, chiar dacă e ea tragică, și să mergi mai departe. Ușor, ușor, te ridici, te scuturi de praf, îți bandajezi rănile și mergi mai departe. Practic, mesajul în sine, mie mi se pare unul profund pozitiv, în ciuda multor lucruri tragice pe care le trăiește Violet și în ciuda vieții tumultoase și triste pe care o are Violet. Și la cimitir aici îmi place că are și o grădină de legume și vorbea atât de frumos de grădina de legume. Credeți-mă că aseară mi-era lene să-mi ud legumele și mă gândeam la Violet și la cum vorbea ea de grădina ei de legume și cum le descria și cu câtă pasiune vorbea de grădina ei și am zis, oh, trebuie să mă duc să am și eu grijă de legumele mele, mai ales că n-am așa multe. Și... Da, foarte frumoasă cartea asta și v-am zis și în reading vlog și nu pot să subliniez cât de frumos este scrisă și mai ales după multitudinea de cărți cu precădere americane, de autori americani, cu limbaj relativ similar, vine o carte de genul ăsta care este superbă, este o gură de aer proaspăt din ăla, un aer din ăla la o temperatură perfectă de munte, așa, proaspăt, și așa s-a simțit pentru mine cartea asta și mi-a plăcut foarte, foarte tare și mesajele din carte și poveștile în sine mi-au plăcut foarte tare și da, mai multe vă duceți să vedeți și la reading vlog, că vi-l las și pe ăla în descriere. Și tot în reading vlog, ultima carte, că am ajuns finally, slavă cerului, și la ultima carte, că stau aici de câteva ore și filmez, este a fost odată O inimă frântă de Stephanie Garber, care este primul volum din seria cu aceeași nume și începe să-mi placă foarte tare Stephanie Garber și s-ar putea să se transforme în unul din autorii mei de fantasy preferați, pentru că îmi place cum scrie. Este, iarăși avea un parte de o lume magică, aici o lume total diferită, ca și în Caraval, este autoarea lui Caraval, de la care, apropo, trebuie să citesc volumul 2 și 3. Stephanie Garber construiește și aici încă o lume nouă, cu... avem de toate în cartea asta. Avem dragoni, avem vrăjitoare, avem ființe magice, niște sorți, care nu știu în ce categorie să le... semizeități, așa, sunt un fel de semizeități, dar și ele sunt blestemate. Avem vampiri, de toate sunt în cartea asta. Cert este că e o carte frumoasă și asta, mi-a plăcut foarte tare, dar i-am dat 4 stele, nu i-am dat 5, că n-am putut, că nu știu, mi se pare că ajunge la nivelul lui Caraval, ca prim volum de serie, știți? Așa, lumea din Caraval mi s-a părut puțin mai bine construită, puțin mai amplă, puțin mai, nu știu, și de-aia mi-a plăcut mai mult Caraval, primul volum, așa, ca o comparație. Cert este că avem pe personajul nostru principal, care se numește Evangeline Fox, și care, pentru că ea se consideră, inițial se consideră o tipă banală, se duce să consulte o soartă în materie de probleme amoroase, pentru că și sorțile astea au cumva alocate în diferite zone ale vieții, adică unul, spre exemplu, se numește Otravă. Apoi e altă soartă care se numește Lala și este mireasa blestemată, adică este blestemată în sensul că se poate îndrăgosti, ea se poate îndrăgosti, de ea se pot îndrăgosti oamenii sau bărbații, dar la un moment dat o părăsesc, adică la altar, fix la altar toți o părăsesc. Și mai avem alți sorți din ăștia, printre care și Jax al nostru, la care se duce Evangeline, care este cel responsabil de ce credeți de iubire. Și face un pact cu Jax, că dacă îl ajută să-și recupereze iubitul, Evangeline face un pact cu Jax, că dacă o ajută să își recupereze iubitul, o să-i rămână datoare cu 3 săruturi, pentru că se spune că Jax are un sărut otrăvitor, fiindcă el este blestemat să nu-și găsească iubirea adevărată și toate femeile pe care le sărută să moară.
Și singura, în momentul în care se va găsi acea femeie care nu va muri din sărutul lui, atunci avea, își poate găsi, atunci aia poate să fie numită iubirea lui adevărată. Doar aia poate fi iubirea lui adevărată. Anyway. Și de aici începe o nebunie întreagă, pentru că, da, se întâmplă multe lucruri, tot timpul când ai senzația că, ok, s-au stabilit regulile jocului, se schimbă ceva. Se întâmplă altceva care schimbă regulile jocului, și sunt câteva personaje acolo care par foarte suspecte din punctul meu de vedere. Dar, da, nu vă zic mai multe, că de frică să nu dau mai multe spoilere, că după aia cine știe ce. Așa, dar mi-a plăcut și cartea asta foarte mult și a fost tot așa ca o gură de aer după multe alte cărți care au fost cumva serioase și cumva mai pretențioase. Asta a fost așa, relaxată. Pentru mine de asta îmi place fantasy-ul foarte tare, că este fix acel escapism de care spun americanii. Bun, am terminat. Da, gata, finally, în sfârșit am terminat. Sper că, de câte ori mi s-a oprit camera, sper că totuși am reușit să prin cele 21 de cărți. Dacă nu le-am cuprins pe toate, îmi pare rău. Vă duceți la Goodreads și vedeți și voi acolo ce am citit. Dați un like și un share la clipul ăsta. Spuneți-mi ce ați citit voi în ultima vreme sau ce recomandări aveți pentru mine de lecturi, că le aștept cu mare drag, oricând sunt binevenite. Vă pup și ne vedem în următorul clip.